Trei sportivi din generații diferite ale roșalbaștrilor au discutat despre planurile de viitor ale secției de fotbal într-un reportaj marca Steaua TV. Ștefan Iovan, Iulian Miu și Florin Răzdan sunt convinși că rezultatele secției de fotbal vor fi pe măsura așteptărilor fanilor în noul an. Avem, avem o bază extraordinară. Echipa mare se mișcă foarte bine pentru că oprița face o treabă bună acolo și aduce jucători cu calitate, jucători cu experiență. Din toate punctele de vedere se vede o schimbare în bine în tot ceea ce înseamnă steaua. Clubul sportiv al armatei a făcut pași imensi în ceea ce privește infrastructura. Baza de antrenamente a echipelor de fotbal începe să redevină una de cinstele, iar stadionul va fi inaugurat înainte de începerea campionatului european din vară. Va fi o bijuterie de stadion și rămâne ca noi cei care ne ocupăm aici de fotbal și în special de, de instruire să ajungem și noi la nivelul bazei. În 2020, Meș de acasă, Răzdan și compania le vor disputa pe terenul 5 al complexului Ghencea, unde a fost schimbat gazonul și s-a construit o tribună de 1.121 de locuri. S-au făcut aceste eforturi destul de, de mari, să se refacă gazonul, aveam nevoie de un gazon foarte bun și, bineînțeles, la pachet a venit și această tribună care arată excepțional. Așteptăm suporterii uh, să vină, nu numai cei din galerie, uh, oamenii de rând care sunt steliști și eu știu că sunt foarte mulți, îi, aștept, îi așteptăm și pe aceștia să vină alături de noi. Fostul fundaș al stelei din anii 90, Iulian Miuș, amintește cu plăcere de atmosfera derbiurilor de altă dată din Ghencea. Am jucat cu Dinamo și Andagol. Undeva, cred că, prin uh, 2000, ceva de genul ăsta. Au trecut ani morți de atunci, nu mai țin minte exact uh, cursul meciului, dar țin minte că am dat uh, gol și uh, antrenorul era, cred că venise o lărui atunci în perioada aia. Unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din Ghencea în acest sezon, Florin Răzdan așteaptă cu nerăbdare reunirea echipei care avea avea loc pe 14 ianuarie. A fost lungă vacanța? Prea lungă? Da, o lună de zile, bine, a, am primit-o foarte, foarte bine, dar deja eu m-am plictisit uh, acasă și abia aștept să mă întâlnesc din nou colegii să dăm drumul la treabă. Probleme cu greutatea? Chiar am slăbit, chiar am slăbit, am plecat cu mai multe kilograme în vacanță și acum am dat jos. 20 de goluri a marcat Răzdan pentru Steaua în acest campionat. Ai pus un pariu cu Fantochi? Cine va marca mai multe goluri în acest sezon? Nu, nu, am îndoiși același post, încercăm doar să ne facem treaba pe, pe teren și nu e important cine marchează, important e să câștigăm fiecare partidă. Nu că de mic visai să joci pe, pe stadionul Ghencea. Este aproape gata. Am fost copil de mingi, am fost la meciuri în tribună și visul meu să joc acolo, mai e puțin și în Liga 3 o să jucăm acolo. Clubul Steaua are în plan începerea unei campanii de promovare a evenimentelor care vor avea loc în complexul Ghencea în cadrul unităților de învățământ din București.